Maramureșul și-a luat straiele cele bune de toamnă. Sute de turiști merg în munții Gutâi să admire natura în această perioadă. Iar stațiunea Mogoșa este un loc de poveste. Lacul și pădurea din jurul ei sunt locurile ideale pentru o plimbare în care să faci poze unice, numai bune de pus în albume sau pe rețelele de socializare. Toamna, în fotografia de peisaj, pentru majoritatea fotografilor oferă o mare oportunitate datorită culorilor bogate, unde predomină culorile calde. Explozia de culori i-a inspirat și pe turiști care au surprins cu telefoanele peisajul de poveste. Am ales să vin până aici pentru a-mi crea câteva poze noi pentru Instagram, Facebook și restul rețelelor sociale. Este o locație perfectă deoarece în spatele meu se află și lacul plus natura din jur. În timp ce tinerii și-au înlocuit pozele de profil de pe rețelele de socializare, câțiva turiști mai curajoși au făcut o baie în apele lacului, la doar 10 grade Celsius. Stațiunea Mogoșa se află la doar 17 km distanță de Baia Mare și este vizitată mai ales vara, când se face baie în lac. De altfel, zona Maramureșului este recunoscută pentru tradițiile și aerul curat, fiind ideală pentru evadarea din marile orașe și din rutina de zi cu zi. Stațiunea Mogoșa este situată într-un cadru feieric, într-o zonă montană, acoperită de păduri, aproape de orașul Baia Mare. Amatorii de excursii și drumeții se pot orienta către Creasta Cocoșului, Masivul Gutin sau Maramureșul istoric.